Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Oficialități germane sunt prezente în aceste zile în Valea Jiului și vin cu idei privind reconversia zonelor miniere. Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani a prezentat astăzi metode și activități inovative de predare în cadrul cercului pedagogic pentru învățământul primar. Și studenții clujeni sunt în vizită în această perioadă la exploatarea culturală Petrila. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, Sebastian Metz, se află în această perioadă în Valea Jiului. Acesta dorește să prezinte comunității locale tehnologiile și know-how-ul german privind reconversia fostelor zone miniere. Reprezentanții AHK România cunosc problemele cu care se confruntă Valea Jiului și doresc, cu ajutorul unor tehnologii verzi, să aducă aici prosperitate, ceea ce ar însemna o reconversie funcțională pentru fostele unități miniere și chiar crearea mai multor locuri de muncă ca urmare a acestui proces. Astăzi, cei de la AHK România, împreună cu o delegație din Germania, au făcut o vizită la mina Petrila. First of all, for us, it's a second visit, but this time with a big. În primul rând, pentru noi este o a doua vizită, dar de această dată cu o mare delegație germană venită din sectorul de minerit, precum și din cel de consultanță în afaceri, consultanță cu privire la cum pot fi transformate regiunile miniere în ceva nou, acesta fiind și obiectivul principal de a sprijini și de a ajuta această regiune în procesul de transformare. Actually the objective we are to support and help this region to do the transformation process. Procesul de reconversie a fostelor unități miniere este bine cunoscut pentru reprezentanții din Germania. De 40 de ani lucrăm la această transformare și deci știm, avem anumite cunoștințe și un know-how în a face asta și aceste firme care au făcut așa ceva în Germania, desigur pot fi de ajutor aici, în această regiune. Astăzi avem plăcerea să avem o nouă vizită de la Camera de Comerț Româno-Germană. Am înțeles că reprezentanții Camerei de Comerț Româno-Germane sunt însoțiți și de oameni de afaceri care sunt interesați de zona noastră, de zona Valea Jiului. Planeta Petrila a organizat această primire. Mihai Danciu le va prezenta tot ce s-a întâmplat până acum la mina Petrila și eu o să încerc să introduc un pic în mediul de afaceri, să zic așa, din orașul Petrila și să le spun care sunt perspectivele noastre, care sunt posibilitățile noastre și, bineînțeles, cred că un lucru foarte important este și sursele de finanțare care vor fi în Valea Jiului în perioada următoare. Referitor la situația Văii Jiului, ordonanța de guvern prevede închiderea minelor de la Lonea și Lupeni în anul 2024, iar acelor din Livezen, Vulcan și termocentrala Paroșeni să fie închise până la sfârșitul anului 2030. La Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani a avut loc astăzi cercul pedagogic destinat cadrelor didactice din învățământul primar. În cadrul acestuia au fost prezentate metode și activități inovative de predare. Evenimentul de astăzi s-a axat atât pe o parte teoretică a nivelului actual al învățământului, dar și pe o parte unde aceste cadre didactice de la mai multe unități școlare din Valea Jiului au fost puse la încercare prin participarea la niște jocuri interactive. Școala noastră este astăzi gazdă pentru profesori învățământ primar, colegele noastre din Petrila, Petroșanea, Ninoasa, Lonea, Cimpa, sper că nu am uitat nicio localitate să o amintesc, din cercul nostru pedagogic. Este de fapt un schimb de experiență. În acest schimb de experiență am încercat să echilibrăm partea teoretică cu cea practică. Se vor purta discuții legate de legislație, de noutăți care ne sunt necesare pentru o bună desfășurare a activității didactice și totodată vom prezenta colegelor noastre proiecte desfășurate în unitatea noastră școlară împreună cu elevii de la învățământul primar, precum și metodele inovative folosite în cadrul acestor proiecte sau pe parcursul activităților de la clasă și care au dat rezultate deosebite. Nu numai atât, facem o provocare colegilor noastre pe parcursul activității, ne vom și juca împreună. Jucându-ne împreună, dumnealor vor descoperi numele unui mare proiect, un proiect internațional la care participă clasă din unitatea noastră școlară, numele echipei care participă la acest proiect și rezultatele pe care aceștia
copiii, respectiv învățătoarea, le-au obținut în proiectul acesta internațional. Ca urmare și pe dumneavoastră vă provoc, dacă veți intra prin sălile de clasă, veți descoperi o activitate intensă, repet, unde partea teoretică cu partea practică este bine îmbinată și inclusiv partea de joc, așa cum procedăm și noi cu elevii noștri. Avem bucuria pentru... Bucuria noastră astăzi este că alături de noi se află domnul director Lăutaru Alexandru, directorul unității noastre școlare, și totodată bucuria și onoarea de a avea alături pe doamna inspector Horgoiu Luminița din partea Inspectoratului Școlar Județean. Toată activitatea aceasta este rodul muncii în echipă a tuturor cadrelor didactice de la învățământul primar și ne bucurăm că ne sunteți alături. Studenții Universității Babeș-Bolyai din Cluj au făcut astăzi o vizită la exploatarea culturală Petrilan. Tinerii au putut observa astfel cum o fostă exploatare minieră s-a transformat într-o adevărată atracție turistică. Reprezentanții planetei Petrila susțin că astăzi fosta exploatare minieră a fost o locație chiar foarte solicitată. De fapt, e o zi plină. Pe lângă asta avem și școala altfel. Sunt elevi de la școlile din Petrila aici, deci sute de vizitatori astăzi. E o zi chiar extraordinar de plină. Studenți de la Babeș-Bolyai, de la planificare teritorială, veniți în practică să vadă cum se face reconversie în astfel de zone, să înțeleagă puțin despre patrimoniul din aceste zone sau patrimoniul industrial. Studenții Universității Babeș-Bolyai sunt interesați în a găsi soluții pentru transformarea fostelor mine în zone atractive. Suntem într-o aplicație de teren cu studenții noștri, suntem cazați la stațiunea Barău Mare, stațiunea noastră de aplicații, și bineînțeles că problema VJ-ului ne interesează în mod direct, pentru că suntem cu studenții de la specializarea planificare teritorială și, în primul rând, încercăm să-i aducem în contact cu realitatea unei zone miniere care suferă foarte mult în urma închiderii activităților miniere, încercând să, așadar, să-i punem în contact cu această realitate și să îi stimulăm să găsească și ei soluții, pornind de la exemple de bune practici, cum este și cel pe care îl vedem aici, de reconversie funcțională a brownfield-urilor miniere. Noi fiind la planificare teritorială, vrem să reintegrăm total zonele industriale și să revitalizăm întreg teritoriul și atunci vrem să găsim soluții pentru aceste așa zise brownfield-uri industriale, cum am putea să revalorificăm turistic sau chiar să refuncționalizăm total spațiul. Studenții nu au ezitat să intervină și cu câteva idei. Păi, dat fiind că aici, de exemplu, la dumneavoastră aveți și o cale ferată îngustă, poate un tren turistic care să atragă turiști și totodată remodernizarea clădirilor ar putea aduce mii de turiști, așa cum poate se întâmplă și la mocănițele din zonele montane, ar putea și aici, în zonele industriale, să funcționeze această idee. Mina Petrila a fost deschisă în anul 1859, fiind cea mai veche din Valea Jiului, și a funcționat până în anul 2015. Salvital Hunedoara și-a prezentat astăzi bilanțul activității desfășurate în anul 2022. Astfel au fost aduse în prim plan activitățile și rezultatele echipelor de medici și asistenți din cadrul asociației. Sala de ședință a Consiliului Județean Hunedoara a găzduit ședința adunării generale a Asociației Salvital Hunedoara. Președintele CJH, Laurențiu Nistor, este mulțumit că, în pofida greutăților întâmpinate de către Salvital Hunedoara, această asociație a reușit să-și îndeplinească obiectivele și să fie extrem de utilă pentru comunitate. Importanța acestei asociații salvitale este deosebită pentru județul nostru și spun că este deosebită având în vedere faptul că în multe localități din județ nu avem la ora aceasta doctor de familie. Faptul că nu avem doctor de familie, cetățenii nu au posibilitatea să meargă, fiind o distanță poate destul de mare de la localitatea de unde domicilează până în centrul Devei, este o distanță destul de mare, iar noi, ceea ce facem prin Salvital, nu facem altceva decât să venim în ajutorul lor cu cadre medicale, cu tot ce trebuie, cu aparatură, ne deplasăm în localitate și astfel, cetățenii au posibilitatea de a-și face multe analize ce le pot face pe loc. Vreau să vă spun că am participat la foarte multe și eu și am rămas impresionat cât de mult pun bazele acestei asociații cetățenii. Au rămas mirați că la ei în comună poate merge Salvitalul și de aceea eu mă bucur că la început, acum câțiva ani, când am început și am fost promotorul acestei acțiuni de a înființa Salvitalul, aveam 16 OAT-uri.
Am ajuns în 2022 la 42 de OAT-uri și acum avem 43, a intrat și municipiul Deva. Eu sunt convins că prin ceea ce facem, fiindcă am spus și am rugat colegii care sunt membri la Salvital, să mergem în toate localitățile, inclusiv primarii la care nu au dorit să accede la această asociație, cetățeanul nu este vinovat cu nimic. Mergem să le demonstrăm că facem pentru cetățeni și probabil atunci și primarii o să recunoască că trebuie și ei să aibă un aport la această asociație. Le doresc mult succes și, așa cum am spus-o și în sală, voi fi alături și în permanență de ei. Președintele Salvital Hunedoara, Petru Mărginean, admite că în ultimii ani efortul depus de către asociație este tot mai util pentru populație, dar și pentru administrațiile publice locale din județ. Mulțumesc pentru susținerea pe care o avem din partea președintelui Consiliului Județean și a consilierilor județeni și a primarilor care, și a consiliilor locale care sunt membri astăzi în Asociația Salvital. Sunt în 43 de membri. Sperăm că la anul vor fi din ce în ce mai mulți. Noi oricum vom merge peste tot. La dorința președintelui Nistor ne-am dus și în localitățile care n-au fost membri. Este un beneficiu, nu neapărat că asociația și ONG-urile n-au profit, dar la 5.000-6.000 de persoane cât avem prezenți numai în anul 2023, până în prezent au fost 1.000 de persoane, lăsând la parte cele 5.000 2022-2021, există un beneficiu. Dacă fiecare om merge la o clinică privată, costă în jur de 400-500 de lei, 100 de euro, faceți un calcul, e 500.000 de euro. Sunt scutiți acești oameni de către primarii care susțin președintele Consiliul Județean, care susțin această activitate, pentru că noi mergem la, în fața casei lor, în fața primăriei, unde se fac aceste analize. Nu se mai pune transportul și pierderea pe care o ai când îți faci aceste analize la mai multe laboratoare. Deci este un câștig, evident, oamenii sunt mulțumiți, doresc ca să mergem chiar de mai multe ori în același an în aceste localități, chiar Cătune, unde sunt 3, 4, 5 persoane, ne facem datoria și dacă toată lumea este mulțumită, Consiliul Județean, toți membrii Asociației Primării, ne bucurăm. Vom continua și ne bucură că și în Deva ni s-a alăturat municipiul Deva în acest an. Vom face caravana inimii în săptămânile următoare, în 4-6 mai. Și mai ales că avem acum și cabinete mobile aprobate și agrementate de DSP și sper să fie un lucru bun în desfășurarea activității noastre. Primăria municipiului Vulcan s-a înscris în programul Rabla. Astfel, 200 de proprietari auto din localitate au ocazia ca în perioada următoare să beneficieze de stimulente pentru casarea vehiculelor uzate. Cetățenii din municipiul Vulcan, care dețin automobile mai vechi de 15 ani, vor putea primi o sumă de 3.000 de lei, fără a fi obligați să își cumpere un vehicul nou. Municipiul Vulcan a aplicat, am avut și ședință de Consiliu Local. Noi am aprobat deocamdată plata pentru 200 de mașini. Este vorba de un efort bugetar de 120.000 de lei. Sunt bani destul de mulți pentru administrația locală. O să vedem și câți oameni se înscriu. Deci noi am făcut toate demersurile, inclusiv hotărârea de Consiliu și am aprobat, așa cum am spus, pentru 200 de mașini, contribuția pe care municipiul Vulcan o va avea în acest program. Oamenii trebuie să se informeze, sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite. Sperăm să se înscrie, să avem 200 de mașini vechi care astfel vor dispărea din municipiul Vulcan. Primăriile care vor să participe la programul Rabla se pot înscrie până în data de 28 aprilie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!